Bine v-am regăsit la o nouă ediție Cube Arena, o ediție care împrilejuiește întâlnirea cu un om descoperit foarte de curând, dar un om atât de frumos și un om atât de senin și care nu are cum să nu-ți inspire încredere și care s-a angajat la o luptă grea, putem să spunem. Este alături de mine Alexandra Maria Rigler, este directorul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara și îi spun bun venit. Mulțumesc pentru invitație, bună ziua. Vreau să cunoaștem un om care, așa cum spuneam, s-a angajat să facă față unor provocări deloc ușoare și trebuie să spunem cu atât mai știu eu mâncătoare de resurse și de energie și de bani și de presiune și, pentru că deja suntem pe ultima sută de metri în ceea ce privește punerea în fapt a titlului de capitală a culturii europene pentru Timișoara 2023. Cum, ce reprezintă de fapt Centrul de Proiecte Timișoara? Centrul de Proiecte este o entitate publică, de curând înființată, care are două mari direcții de acțiune. Pe de o parte, punerea în aplicare a cadrului multisectorial de finanțare nerambursabilă de la bugetul local. Altfel spus, organizăm apeluri de finanțare în domenii de interes local și aici bineînțeles că avem domeniul culturii care e unul de interes local, dar nu doar. Anul acesta am organizat finanțări și în sport și tineret și ne propunem ca de anul viitor să activăm și alte domenii. Și pe lângă această direcție de autoritate finanțatoare, ne-am asumat din partea primăriei municipiului Timișoara implementarea programului cultural Capitală Europeană a Culturii Timișoara 2023. Trebuie să spunem așa, Alexandra Rigler este de format arhitect la bază, dar de foarte mulți ani funcționează și își desfășoară activitatea în zona de management cultural. O să fie dintre cei care te cunosc și știu, dar ai o activitate destul de laborioasă și ai organizat niște evenimente grele în zona asta de evenimente culturale. Este greu? Ai găsit o atmosferă bună? Ai găsit o zonă bine pregătită pentru asta? Cum foarte bine ai punctat, vin din zona de management cultural. Nu am foarte mare experiență. Dar ai foarte multe evenimente de succes. În sensul anilor, cred că foarte multă lume are așteptarea că atunci când spui că ai experiență să ai, nu știu, 20-30 de ani experiență, ca să ai experiență. Dar să știi că de multe ori lucrul ăsta nu aduce foarte multe beneficii. Sunt randamentul și dacă sunt 2 ani. Și s-au făcut lucruri. Sunt de acord. Intensitatea, tipul de muncă în care ai fost antrenat, mediul în care ai activat pot randamentul. Da, mult mai bine. Și pentru că vin, pentru că am lucrat, nu știu, am fost coordonatoare, inițiatoare sau colaboratoare pentru o mulțime de proiecte din sectorul cultural și creativ, și pentru că de partea aceea știu care sunt neajunsurile și oportunitățile, am decis cumva să fac pasul acesta și să vin înspre sectorul public, pentru că din multe puncte de vedere consider că pot avea un impact mai mare. Pot ajuta sectorul cultural și pot ajuta cumva produsul cultural să fie mai bine asimilat, să fie mai bine transmis și mai bine antrenat în nevoile locale. Impresia mea, ca să merg un pic pe și nu numai a mea, e o idee pe care o ai. Dacă privești tabloul acesta de
factori care își desfășoară activitatea, de oameni de cultură. Oameni de cultură însemnând absolut toată draga paletă. Cultura nu înseamnă numai arta. Parcă nu există acea coeziune. De asta întrebam, suntem pregătiți? Nu vreau să intrăm, refuz acum cu desăvârșire să vorbim despre declarații, războaie care s-au petrecut în urmă cu... Pentru că nu e locul. În momentul în care începem să construim ceva, e bine să dăm acea undă și acea energie bună și șansa de a se lucra în liniște și în tihnă. Și asta este și propunerea pe care aș adresa-o, cred că, tuturor. Dar parcă nu s-a creat acea coeziune nici între oameni. Cum ai găsit? Cum? Pentru că o să vorbim un pic de inițiativele pe care le aveți și recunosc că tare mult mi-a plăcut, pentru că am văzut acolo, am simțit ceea ce se întâmplă. Și de aici a și venit ferma convingere că e un lucru bun ceea ce se întâmplă. Cum sunt toți cei implicați în viața culturală de aici și de prin împrejurimi? Avem, acum învățăm din ce în ce mai mult acest exercițiu al colaborării, pentru că de cele mai multe ori în sectorul cultural entitățile care activează își desfășoară activitatea mai degrabă disipat, pe felia lui, cu foarte mult profesionalism în foarte multe cazuri, dar cu un exercițiu slab al colaborării, coeziunii, al venirii împreună. Și atunci m-aș duce în partea cealaltă. Există acest proiect, pe de o parte, al capitalei culturale, la care nu avem sau este foarte greu să te abați. Aș vrea să vorbim un pic de ceea ce înseamnă asta din perspectiva Timișoarei, al primăriei, al capital, al centrului de proiecte și cealaltă zonă, care iarăși trăim și dincolo și după va trebui, de o strategie, dacă se va concretiza și după într-o strategie culturală a Timișoarei, chiar și după Timișoara Capitală. Da, în momentul de față avem de fapt două documente de politici publice care ne ghidează activitatea. Pe de o parte, strategia culturală a municipiului Timișoara 2014-2024, care este o strategie destul de vizionară și bine făcută la momentul acela, printr-un proces absolut participativ de implicare a scenei culturale în elaborarea ei. Și pe de altă parte avem acest bidbook, acest dosar de candidatură, care strict pe programul cultural capital european a culturii ne dă direcție. Și lucrăm cu aceste două strategii în paralel și bineînțeles că scopul este ca această oportunitate, acest titlu de capitală europeană a culturii nu să înghită totul, ci să potențeze ceea ce există și să fie acel boost de care e nevoie pentru a ajunge cumva la un următor nivel. Tocmai de aceea, inclusiv la nivel de finanțări și la nivel de resurse implicate din partea centrului, lucrurile nu se opresc și nu se canalizează toate înspre acest titlu. Bineînțeles că e important să îi oferim resursele necesare și și atenția necesară, bineînțeles, dar trebuie să înțelegem că nu totul trebuie, adică nu toate cărțile trebuie jucate în acea direcție. Timișul are un potențial în direcția asta. Poate avem resursele prin care să acoperim capitala a culturii și după aceea să avem potențialul de a crește? Pentru că până la urmă ăsta este rolul candidaturii și câștigării titlului, ca după Timișoara să aibă un boom și o explozie după modelul altor orașe care au fost.
La nivel artistic, la nivel conceptual, potențialul este foarte mare. Există multe proiecte, idei, echipe care cumva s-au format în contextul acesta, altele care au crescut odată cu contextul acesta, altele care de mult timp continuă să crească și din perspectiva resursei umane și a know-how-ului și a potențialului artistic și cultural, stăm extrem de bine. Bineînțeles că asta nu e singura resursă pe care trebuie să o luăm în calcul atunci când vorbim de situație, ci și resursa financiară trebuie considerată și aici există trei principali finanțatori: primăria, Consiliul Județean și Ministerul Culturii, care trebuie foarte atent și foarte bine să colaboreze pentru a vedea care sunt cele mai bune mecanisme și de implementare și pentru a-și reasuma angajamentele bugetare. Și nu în ultimul rând e această resursă a timpului la care stăm cel mai prost, pentru că mai avem foarte puțin până în 2023 și acest an care urmează, 2022, trebuie să fie foarte bine planificat pentru a putea în 2023 să ne exercităm cu bine titlul. Păi poate pentru cei care nu sunt familiarizați și se vorbește atât de mult de câțiva ani în spațiu public despre Timișoara capitală. De fapt, anul 2022, ce înseamnă pentru Timișoara? Ce înseamnă pentru timișoreni? Să se aștepte la pregătiri? E ca și cum pregătim? Oamenii sunt familiarizați? Ei cred că și închipuie că cineva stă în culise și face repetiții la piese de teatru, la concerte și în 2023 ies spectacolele. De fapt, 2022 ce va însemna pentru noi? Proiectele din acest program cultural sunt de mai multe feluri. Unele și cele mai puține sunt proiecte repetitive și cele mai multe, de fapt, sunt proiecte cu perspectivă de dezvoltare pe mai mulți ani. În cele din urmă, în 2022, este un alt an în procesul de dezvoltare. Și atunci, pentru ele, e un pas în plus în care au posibilitatea să-și dezvolte proiectul conform planificării înainte de 2023. Pentru celelalte și pentru alte cazuri, cu siguranță va fi și oportunitatea unei repetiții, ca să zic așa. Deci avem atât oportunitatea unor repetiții, cât și o etapă din procesul de devenire a unui proiect cultural până în 2023. Dacă ar fi să vorbim de ceea ce ne propunem pentru ca percepția Timișoarei să vină din punct de vedere al coeziunii elementelor, pentru că oamenii o să vină să vadă niște o agendă sau o să-și aleagă niște puncte dintr-o agendă pe care Timișoara o va prezenta și concomitent sau în același timp vor trebui să facă și alte lucruri, că mergi la spectacole, dar ce vor face cei care vor veni să viziteze Timișoara din perspectiva centrului de proiecte? Eu sper că la nivel de percepție, tematici, hai să rămânem în zona asta a tematicilor, da. Toate produsele culturale care se vor întâmpla și regăsi în agenda culturală din 2023 să producă schimbări cel puțin la nivel individual, dacă nu și colectiv. Bineînțeles că e o etapă dintr-un proces, una foarte importantă, anul 2023, dar cel puțin cei care sunt în dosarul de candidatură și
au implementat proiecte, sunt unii care nu au demarat încă proiectele, dar sunt foarte mulți care construiesc de mult timp și atunci poți să urmărești impactul lor, poți să vezi din perspectivă destul de pragmatică ce au reușit să realizeze în timpul acesta. De altfel, schimbarea prin cultură este o schimbare de durată. Nu cred că ne putem aștepta pentru proiectele care debutează acum, sau să se desfășoare într-un singur an. Exact, la schimbări majore. Însă trebuie să înțelegem și că e un parcurs și cred că trebuie să înțelegem că miza este dincolo de acest an. Acest an este anul care ne dă șansa și resursele să ne exercităm potențialul și ce urmează după, cred că este de fapt cel mai important. Cred că trebuie să înțelegem titlul acesta ca pe oportunitate de dezvoltare, activare, care are efecte mai degrabă. Clădim fundamentul, este piatra de temelie. Și ce, cum vrem să arate după aceea, ține de noi. Da, cred că cel mai important este în timpul ăsta scurt care ne-a rămas să construim nu pentru 2023, ci pentru 2024, 2025 și mai departe. Cred că asta este miza, de fapt, reală. Și probabil pe care v-ați propus-o voi în partea de strategie și plan de urmărit după. 2023 fiind parte integrantă și exact cum spuneam, poate startul pentru a vizibiliza și a construi acea strategie. După aceea urmează fațada frumoasă. Vreau să mai vorbim un pic despre ponderea pe care o au factorii implicați și vorbeam noi la un moment dat de ce înseamnă în dosarul de candidatură există cuprinse niște acțiuni și care au o pondere bine definită și ce se întâmplă cu ceilalți factori care sunt la un moment dat, vor fi și ei implicați în funcție de anumite criterii. Aici aș vrea să vorbim tocmai pentru a încerca să ajungem cu informația la cât mai mulți oameni, pentru că trebuie să înțeleagă care sunt mecanismele. Există acest dosar de candidatură care e un fel de, nu știu, să zicem contract al orașului cu cetățenii lui, iar cei care fac parte din dosarul de candidatură, care sunt gazde, parteneri, mă rog, apar în dosarul de candidatură. Și care au fost cuprinși. Care au fost cuprinși în dosarul de candidatură în momentul realizării lui, da, vorbim de 2015-2016, ei, acest program cultural din dosarul de candidatură este unul de bază, undeva la 70% din programul cultural general al acestei capitale. Pentru celelalte procente sau celelalte procente vor fi acoperite prin noi apeluri de finanțare sau noi mecanisme de finanțare care au menirea de a reîntregi acest program cultural. Și anul acesta, pe lângă acest finanțarea prioritară a celor din dosarul de candidatură, vom deschide linii separate pentru consolidarea programului cultural. Anul acesta însemnând 2022. Da. Dacă am văzut la un moment dat că atrageți, supuneți atenției, provocați întâlniri, chemați oamenii să se implice, dacă sunt încurajate, asta era o idee, asta acum, chiar când sunt mai mulți factori care ar putea să-și unească forțele, ei pot să facă asta?
nu știu, mai multe entități care activează în domeniul entități juridice, când spun. Pot și încurajăm asta, așa cum a fost gândit, programul cultural se dezvoltă în rețele. Există o gazdă care este oarecum responsabilă de proiect, de un anume proiect, însă se încurajează dezvoltarea în rețele cu cu mai mulți parteneri. Am avut o primă întâlnire de mapare a celor care nu fac parte din programul cultural, dar și-ar dori să facă parte, tocmai și pentru a înțelege atunci când facem designul acestui mecanism de finanțare pentru noi proiecte. Am avut acum odată cu prima vizită a echipei de curatori și experți o întâlnire deschisă și urmează să avem și altele. De altfel, cred că este foarte important în spiritul dosarului de candidatură să dai șansa celor care își doresc să contribuie să o facă. Pentru că este un titlu al orașului. Un titlu al județului până al la județului, urmă. Al județului la nivel național și cu ecoul exact. European. Dar de altfel cred că este foarte important ca fiecare dintre noi să simtă că poate contribui la acest titlu. E mai greu decât te-ai așteptat? Ca provocare? Provocarea este mare, nu pot să zic că este greu, nu e nici ușor, dar am o echipă foarte bună care se va întregi și ea cât de curând și atâta timp cât lucrez cu profesioniști care înțeleg ce fac, scopul da, și miza, cred că lucrurile pot merge într-o direcție bună. Cât de important este să ca membrii echipei să știe și să aibă experiență în sensul unor evenimente nu neapărat unidirecționate, ci să aibă experiența managementului cultural de anvergură și de mare amploare. Și apropo, este nevoie să aducem din exterior experți? E o întrebare bună. Cred că trebuie să găsim un echilibru între resursele locale și alte resurse externe. Există și oportunitate în a interacționa cu alte resurse externe, atâta timp cât ele vin să potențeze și nu aterizează, își fac show-ul și pleacă. Deci cred că... Și nu se limitează numai la a face strict lucruri pentru care au fost făcuți sau dacă... Și, adică e vorba de implicare, nu? Da, e vorba de implicare. Și de înțelegere a fenomenului și a particularităților care sunt. Da, cred că e foarte important să trasăm cât mai bine așteptările și dacă așteptările sunt de o anumită factură și resursa locală nu este suficientă și în plus resursa locală poate fi potențată și poate crește, poate învăța, poate intra în colaborări pe care să le continue după acest titlu. Cred că atunci polemica asta de local, național, internațional poate fi văzută într-o notă bună. Știi de ce voiam să te întreb? Sunt foarte mulți oameni care activează în zona culturală. Aici când vorbim de arta spectacolului, vorbim de că e spectacol de teatru, muzică, arta dansului, pictură, arhitectură sau orice altceva, dar vorbim și de celelalte elemente ale culturii care definesc marea clasă a culturii, dar care nu au experiența. Sunt buni în ceea ce fac, dar nu au experiența în a coagula un produs cultural care să ajungă la standardele de a fi, știu eu, prezentate. Centrul cultural are în vedere
și mecanismele prin care să concilieze acești oameni? Da, este e ceea ce ne dorim foarte, foarte mult, de fapt. Centrul de proiecte, la modul general, are acest scop de capacitare a resurselor culturale locale. Nu vrem să fim un alt operator cultural care să facă și el proiecte prin care culturale. Să treacă proiectele pur și simplu, eu îți dau banul, tu faci proiectul și atât. Exact, sau mai rău, să mai fac și eu niște proiecte și cumva să fac concurență disproporționată de pe alte poziții celor independenți, ci rolul meu este exact acela de a ajuta la o construcție sănătoasă pe termen lung a componentei locale. Drept pentru care componenta de consultare în procesul de elaborare de proiecte, componenta de monitorizare în faza de implementare, componenta de evaluare a impactului, sunt chestiuni pe care ne propunem în mod direct să le adresăm începând cu 2022. Luăm o scurtă pauză de câteva secunde, revenim și o să vorbim despre activitatea concretă a centrului de proiecte, despre tot ceea ce echipa de curatori și despre cum își propun acești oameni care au experiență să coaguleze mai mult și să încerce să atragă proiectele celor care se adresează centrului. Imediat! Am revenit și la acel subiect frumos despre centrul de proiecte, despre proiectele culturale pe care toți actorii din Timișoara și nu numai din Timiș și de prin împrejurimi au posibilitatea să se adreseze și să lanseze idei. Alături de mine este Alexandra Maria Riegler, o să spun că în cape, este directorul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara și spuneam la începutul întâlnirii noastre că este un om care chiar a pus pe picioare și are acea energie și acea determinare și de a atrage în jur oamenii care chiar au proiecte și cred. Vorbeam la un moment dat și am promis că așa va fi. Modul de funcționare al centrului, spuneai la un moment dat că centrul nu va fi un concurent pentru cei care organizează proiecte, așa cum poate unii și închipuie, că centrul va organiza la rândul lui evenimente. Cum stă, de fapt, treaba? Da, așa e. Vrem să capacităm potențialul local, resursele locale să se dezvolte bine. Și rolul centrului este de a crea o linie continuă, de a crea un fir. De suport, de sprijin. Ăsta este rolul asumat al centrului și în direcția asta vom merge. Și dacă avem proiecte proprii, acele proiecte sunt tot în zona asta de formare, tot în zona de creșterea capacității, în zona de facilitare de conexiuni, de networking și așa mai departe. Deci nu ne vom lua rolul unui alt operator cultural care să facă și el proiecte culturale și care să intre în competiție cu cei pe care de altfel noi vrem să-i susținem. Și aș vrea să vorbim un pic despre noi membrii ai echipei, pentru că e foarte important să vorbim despre nu de foarte mult timp, s-a alăturat centrului de proiecte o echipă de curatori, oameni despre care s-a vorbit sau despre care poate unii dintre telespectatori știu mai puțin sau unii dintre noi știm mai puțin. Și în afara faptului că vin din diverse zone ale managementului cultural,
Știm destul de puțin. Care va fi rolul lor? Ce fac ei? Și cine sunt? În luna septembrie am lansat un apel deschis pentru această echipă de curatori și experți. De altfel, acesta este mecanismul pe care noi îl rulăm, al apelurilor deschise, atât pentru finanțări cât și pentru experți, evaluatori independenți care să evalueze proiectele care vin spre finanțare. Și în urma acestui apel deschis am avut, cred că, peste 70 de înscrieri. În etapa de interviu, cred că 29 de concurenți s-au prezentat, urmând ca în final să-i alegem pe cei 7 curatori și experți. Vorbim despre 3 curatori care acoperă cele 3 teritorii, cele 3 arii din dosarul de candidatură, oameni, locuri și conexiuni, respectiv de 4 experți care la nivel transversal vin și ei în sensul întâmplării, ca să zic așa, desfășurării programului cultural, și vorbim aici de expert pe comunicare și marketing, vorbim de expert pe producție culturală, de un expert pe zona de educație și mediere culturală și de un al patrulea expert pe zona asta de relații comunitare și incluziune socială. Ei formează un colectiv unitar responsabil de asigurarea coerenței artistice a programului cultural Timișoara, Capitala Europeană a Culturii în 2023, respectiv de coordonarea implementării acestui program cultural. Programul cultural nu mai are coordonarea artistică din 2019, de când a plecat directorul artistic, drept pentru care am rămas fără busolă în perioada de atunci și până acum, și acest colectiv, această echipă are rolul de a asigura, așa cum am zis, coordonarea, coerența artistică la nivelul programului. Pentru că este foarte aici important. Aici vorbim să... inclusiv cu ponderea aceea de cei care sunt deja incluși, plus alăturarea acelor procente de 30% de completare, și de aici trebuie să intervină undeva sudura sau potrivirea. Și acolo și la nivelul dosarului de candidatură. Urmărirea coerenței artistice este absolut necesară și importantă, pentru că altfel vom avea un program disipat, o colecție de evenimente care la nivel de concept artistic conceptul cap, da, și coadă. Nu sunt corelate. Aveți în vedere să cooptați? De ce? De foarte mult timp în spațiul public există instituții, uite, de exemplu, cum este Universitatea de Vest, care și-a creat propriul pol, cultura se face la universitate, sunt teatrele, filarmonica, este opera, sunt tot felul de trupe de teatru independente, sunt tineri care desfășoară tot felul de activități în zona asta, sunt asociații și fundații care își desfășoară activitatea în zona de culturală, inclusiv în gastronomie sunt inițiative care își propun, e adevărat, vin și dinspre zona administrației astfel de încurajări, care să vină să creioneze. Această echipă de curatori și coordonarea centrului de proiecte vine să pune umbrela peste toate acestea, sau pur și simplu se atașează și aceste instituții care au propriile proiecte externe? Instituțiile și, mă rog, tot ce activează în plan cultural desfășoară, pe de-o parte, proiecte proprii care
nu au neapărat legătură cu acest titlu, însă majoritatea dintre cele pe care le-ai menționat sunt, fac deja parte din programul cultural. Sunt fie gazde ale unor proiecte din dosarul de candidatură, fie parteneri și bineînțeles că au oportunitatea, vor avea oportunitatea de a dezvolta noi produse, noi proiecte culturale în sensul acestor apeluri de finanțare pe care urmează să le desfășurați. De ce era important și e o altă curiozitate și o altă întrebare pe care aș vrea să răspundem în măsura în care și există un răspuns, dacă parteneriatele private, publice, private, dacă sunt factori economici sau factori care vor să se implice, au această posibilitate? Trebuie Există să, acele da. Pârghii legislative care să le permită? Trebuie să facem, să creăm cadrul pentru această, pentru ca aceste oportunități să fie activate. Pentru că este interesul tuturor elementelor, toți factorii. Toată lumea trebuie, într-un fel, să conștientizeze că, deși avem un centru de proiecte, deși există o coordonare, dacă nu punem toți umărul... Există așteptări din zona de cultură, din zona celor care accesează, dar nu putem să așteptăm numai să vină, numai să fim beneficiarii. Trebuie să punem cu toții umărul. Da. E adevărat că trebuie să existe o coordonare și cineva care să gândească coerent. Și despre asta am vorbit până acum, că există acea echipă și această echipă de curatori cu tine în frunte, care ar trebui să creeze linia. Dar toți ceilalți ar trebui să punem umărul. Da. Sectorul privat va avea și are, mă rog, în momentul de față și dacă există inițiativă, e destul de greu să o canalizeze într-o direcție, dar se lucrează la strategia de implicare a sectorului. Adică să există o ofertă pentru ei. Va exista, pe de-o parte, cei care, nu știu, își doresc să susțină inclusiv financiar programul cultural, o vor putea face la nivel de sponsorizare, însă pentru ca ei să vină și să pună umărul, noi trebuie să prezentăm un program cultural. Asta e oferta noastră, acestea sunt proiectele, programele, acțiunile pe care vă invităm să le susțineți și să le adoptați, și ca de să care, zic așa. Unde avem nevoie de sprijinul din partea comunității, indiferent că este zona de companii sau de asociații, că este zona de voluntari, tot așa în formă de asociații și sau orice inițiativă, pentru că până acum am vorbit foarte mult despre inițiativa în zona culturală, dar inițiativa în zona de a pune în practică ar trebui să fie o altă componentă de o altă strategie de implementare, pentru că toată lumea să simtă efervescența acelor acestei perioade. Da, de acord. Așa trebuie să se întâmple. În paralel cu strategia pe program cultural, metoda de implementare trebuie și ea trasată și se lucrează la acest lucru. Această echipă de curatori și experți, pe lângă, cel puțin experții, ca să zicem așa, pe lângă strategiile specifice în domeniile pe care le coordonează, au și vor livra soluții pentru implementare și noi ca centru de proiecte trebuie să punem în practică acele soluții. Și să creați un cadru prin care factorii sociali și oamenii sau companiile sau cine își dorește, inclusiv din județele vecine, da, inclusiv din, pentru că acest titlu cumva are și proiecte care trec de granița orașului și atunci este important să parteneriezi cu cei care sunt în mod direct, să zic, implicați, adresați. Dacă ar fi să vorbim despre o agendă într-un mod
știu eu, de orizont de așteptare. Cam când se va creona un program așa care să fie palpabil sau măcar să fie de parcurs pentru cei mai mulți dintre cei interesați? Ne-am propus așa, ca la finalul lunii ianuarie să avem un eveniment public în care să arătăm care este starea de fapt a programului cultural, pentru că până atunci această echipă a scanat ceea ce există și a trasat recomandări pentru ceea ce urmează. Și după acest prim eveniment în care, pe de-o parte, anunțăm care sunt rezultatele revizuirii programului cultural și, pe de altă parte, care este mecanismul, pentru că, în paralel, vom anunța și mecanismul de implicare și de finanțare pentru cei care nu sunt, da, în acei 70%. Există. Exact. Pe lângă etapa asta de la final de ianuarie, va trebui cât de rapid, chiar în februarie, să schițăm calendarul evenimentelor mari. Și pun accentul pe evenimentele mari, pentru că evenimentele mari au nevoi specifice de calendar, de producție. Este foarte important să conjugăm resursele existente judicios pentru a nu ne suprapune pe spații, pe resurse, nu știu, din zona scenotehnică și așa mai departe. Și odată puse aceste borne ale evenimentelor mari, bineînțeles că putem lucra în jurul lor pentru a consolida restul programului cultural. Acum o să vorbim un pic despre ceea ce spuneam la începutul întâlnirii și modul în care se derulează consultarea publică și a factorilor implicați în zona culturală, a echipei de curatori, a voastră, a celor de la Centrul de Proiecte și la care eu am asistat în live pentru că am dorit tare mult să văd cum se întâmplă lucrurile și am văzut, trebuie să spunem că s-a desfășurat evenimentul mixt și cu prezență fizică, dar și în online, tocmai pentru a respecta rigorile perioadei și impuse de măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor și am văzut că totul are e o naturalețe și un firesc. Am văzut echipa de curatori care pur și simplu ascultau, notau. Ba mai mult, interacțiunea după aceea a fost una de a cere lămuriri pe segmentele care erau mai puțin înțelese. Am văzut o deschidere pentru absolut toată lumea care s-a înscris. Nu cred că... Cred că am fost singura care nu am luat cuvântul, pentru că nu-mi propusesem să neapărat să iau cuvântul, dar mai mult chiar am fost rugată. Deși nimeni nu știa, adică pot să fiu vilant că nu mă știa nimeni de acolo sau, și s-a dat cuvântul tuturor, deopotrivă celor înscriși și în online și celor prezenți în sală, a circulat microfonul la toți. Deci toți cei care aveți o idee, toți cei care aveți un proiect, răspundeți acestor apeluri, pentru că deschiderea este reală și dacă argumentele voastre sau proiectul sau ideea propusă are suficient de multe argumente, sigur veți găsi posibilitatea de a fi orientați chiar și dacă sunteți cu mai puțină experiență în zona de organizare. Și am văzut că se colectează idei. Acum mulți o să spună, dar tocmai de asta am acoperit la început, că Centrul de Proiecte nu este un concurent. Centrul de Proiecte și-a propus ca mod de lucru de a asculta proiectele. Echipele de curatori am văzut că își notează fiecare pe segmentul lui și ce vor face sau ce veți face? Veți selecta sau le veți uni sau cum se vor derula
aceste expoze de, expoze de idei? Bineînțeles că într-o primă etapă tu cauți să afli care e potențialul, ce există, și le mulțumesc tuturor celor care au răspuns din scurt acelei întâlniri deschise cu operatori culturali care nu fac parte din dosarul de candidatură sau din programul cultural Timișoara, Capitală Europeană a Culturii, dar vor să se implice. De altfel, există o adresă teme2023@centruldeproiecte.ro la care cei care vor să se implice și au proiecte pot scrie direct acestei echipe de curatori și experți, și într-o primă etapă această echipă de curatori și experți caută să înțeleagă care este potențialul, pentru că cu ceea ce există și cu acel plus de încotro vrem să ajungem, ei vor trasa mecanismul de extinderea programului cultural. În concret, ei acum la final de ianuarie, pe lângă prezentarea stării de fapt, ne vor spune: intenționăm să deschidem 3 apeluri de finanțare, unul la nivel general pe conceptul Shine Your Light, Light Up Your City, și sunt cu titlul de exemplu, unul pe traseul locuri din dosarul de candidatură, căutăm gazdă și parteneri pentru un program din dosarul de candidatură care are potențial de dezvoltare, adică în perioada asta scurtă care mai e la dispoziție se poate întâmpla. Deci la final de ianuarie această echipă de experți și curatori va prezenta întreaga paletă de posibilități de implicare și de a pune umărul și de a face parte din... Asta înseamnă că oamenii încă mai au posibilitatea să vină, da, și să trimită, să-și trimită proiectele sau ideile pe care le-ar avea în zona aceasta. Bineînțeles, cu datele de contact atașate pentru a fi la un moment dat luați. Urmează și alte întâlniri după ianuarie cu oamenii sau până? Cu siguranță vor exista și alte întâlniri doar în contextul în care aceste întâlniri sunt absolut necesare. Sunt necesare cel puțin întâlniri și evenimente publice de proces în care să prezinți unde te afli. Cred că e foarte important acest lucru. Dar vor fi și alte întâlniri cu cei care își doresc, cu publicul, cu oamenii, ca să fie, să simtă cum se parcurge etapa de construcție? Sau cum se parcurg etapele de construcție? Nu știu să spun în momentul de față dacă întâlnirile unul la unul se vor întâmpla în perioada asta de consolidare sau dacă mai degrabă vom vorbi prin apeluri de finanțare. Ce este cert e că acum la final de ianuarie vom prezenta într-un mod transparent care este mecanismul. Eu cum pot să fac parte din acest program cultural? Pentru că este foarte important să prezinți modalitatea public, da, în mod public, prin care o nouă entitate vine și se cuplează la programul cultural. Pentru că altfel, dacă nu prezinți acest mecanism la modul transparent, ci... nu știu, lucrez cumva, n-a zice netransparent, dar fără să comunici intențiile, îți dai cumva singur cu singur dreptul. Sau creezi momente de suspiciune, pentru că există clar și nu cred că va exista vreodată vreun program, vreun proiect sau vreo acțiune a oricăruia dintre noi sau oricăruia dintre instituții, oricărui dintre formațiuni, indiferent că vine din zona privată sau din zona, cu atât mai mult cu cât vine din sectorul public, care să nu fie suspicionată de fraudă, de minciună, de interese, de grup, de interese, pentru că la noi s-a și implementat.
Eu cred că deja ești obișnuită cu, cu astfel de presiuni. Și spuneam noi la un moment dat, la, înainte de a, de a intra în, în emisie, că cred că este cel mai destructiv mod de a lucra și noi am, cred că ne-am transformat într-un mod de a funcționa în România, de a crea atmosferă în jurul oricui, care nici, nici, fără să-i dăm o șansă de a, de a ne arăta ceea ce poate sau de a ne arăta strategia. În permanență cerem, când ni se oferă criticăm și încercăm să distrugem orice formă la, știu eu, în spatele unui neajuns din perspectiva ta. Fie că nu ai fost inclus, fie că nu ai fost implicat. Asta ca să o spunem așa foarte pe șleau, pentru că există tot felul de presiuni și probabil că vor și poate că transparența într-adevăr va fi un mod de, a, de lucru. Care... Și nu doar la nivel declarativ, ci atunci când vorbim de nu știu, finanțări nerambursabile de la bugetul local, ai această obligație de a trasa în mod transparent baza pe care tu oferi aceste finanțări nerambursabile. Deci este o obligație pe care noi ca centru ne-o luăm și la care răspundem cât se poate de responsabil. Atâta timp cât tu prezinți într-un mod deschis, transparent, uniform, accesibil ceea ce faci, care sunt mecanismele de finanțare și cum ajuți pe fiecare în procesul acesta, cred că poți să mai diluezi din suspiciuni. Bineînțeles că discuții există și vor exista și, și ele trebuiesc purtate pentru că... Și nu noi, sunt rele până nu la sunt rele urmă. Și noi trebuie să ne luăm feedback din... E important să existe, să existe cumva o voce care să... ne tragă și pe noi la răspundere, care să ne ajute să ne organizăm mai bine, pentru că orice sistem este perfectibil și atâta timp cât ai deschidere și înțelegi că îți poți găsi soluții de la cei cu care lucrezi, da? Sau găsești poate și zona de descoperi nevoia oamenilor de a afla anumite lucruri care poate până atunci nu au avut acces la ele și poate de acolo se și generează acele stări de, de nemulțumire. Sau lipsa de înțelegere a mecanismelor de participare, de accesibilizare a fondurilor. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care, sau acela este un motiv pentru care se creează de acord, valuri. De acord, și e de datoria noastră să accesibilizăm cumva aceste mecanisme pentru că pot fi sau pot avea un limbaj cumva care te face să iei o oarecare poziția distanță. De distanță sau de apărare. Și eu cred că am elucidat o parte din intențiile echipei de coordonare a Centrului de Proiecte a Municipiului Timișoara. Poate că unele dintre legendele create în jurul acestui centru au căzut, poate că s-au născut altele, oricum așteptăm, este o primă prezentare, pentru că ne propunem să continuăm să fim și noi acea voce a publicului și să oglindim mult activitatea, tocmai pentru că eu înțeleg că este nevoie de toți să fim parte din acest proiect, așa cum poate fiecare. Pentru că trebuie să spunem că beneficiarii sunt toți. Suntem toți timișoreni, timișeni, județe, turiști. Da. Și până la urmă, așa cum suntem noi învățați românii, în momentul în care îți vin goști, așa cum e aici, trebuie să-ți primenești casa și să te pregătești cu tot ce este mai bun. Și atunci, cred că toți ar trebui să avem o contribuție la asta.
De vorbind de lansarea unei unor noi finanțări. Aici aș vrea să vorbesc și poate pe interesul mai multora, în afară de entitățile juridice, vorbim de fundații, ONG-uri, persoanele fizice au această posibilitate? Mulțumesc de întrebare. Vor avea această posibilitate. Dintre apelurile pe care le lansăm anul viitor, vor exista unele care să adreseze persoane fizice care nu sunt constituite juridic de niciun fel. Adică o șansă tuturor. Sau grupuri de inițiativă, da? Am găsit mecanismele legale care să ne permită să avem această adresare și fie că vorbim de grupuri de inițiativă cu idei, proiecte, fie că vorbim de artiști cu care să, nu știu, beneficieze de o bursă sau de o rezidență de creație, în mecanismele și în apelurile de anul viitor vom acoperi și aceste zone descoperite de altfel. Cred că e excelentă informația asta și noutatea și cred că se adresează, dacă ar fi să extrag breaking news, ar fi asta și mă bucur tare mult. Ba, mai mult asta îmi demonstrează că o echipă creativă care își propune să-și atingă obiectivele e o componentă esențială în momentul în care și e o ținere de cuvânt în momentul în care te adresezi tuturor. Asta înseamnă de fapt să te adresezi tuturor și să implici toți factorii sociali. Mulțumesc tare mult, Alexandra Rigler. A trecut repede timpul. Noi am aflat foarte multe informații utile și, oameni buni, de ce nu implicați-vă? Intrați pe site-ul Centrului de Proiecte, trimiteți-le pe adresa de e-mail a Centrului de Proiecte ideile dumneavoastră în ceea ce privește un program cultural sau de orice natură care ar veni să întregească și să fie susținut ca și consiliere de către experții Centrului de Proiecte din Timișoara. Mulțumesc și dumneavoastră vă mulțumim și să vă fie bine!